și invitați, doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Silvia Semeniuc, solistă a ansamblului artistic Doina al Armatei și vă prezint omagiul meu. Până în acest moment, ecourile de sărbătoare dedicate împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Palatului au fost auzite începând cu o zi dragă sufletului nostru, Ziua Culturii Naționale și Ziua de Naștere a poetului Mihai Eminescu, urmată de conferința Picătură de Istorie și lansarea cărții istoricului militar Petre Otu, personalități ale Cercului Militar Național, dicționar biografic, precum și spectacolul Sunt Suflet din sufletul neamului meu cu maestrul Dorel Vișan și muzicianul Ion Bogdan Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, vă adresăm respectoase mulțumiri pentru prezența dumneavoastră în minunata sală Eusebiu Ștefănescu la spectacolul Armonii de Suflet dedicat sărbătoririi centenarului Palatului Cercului Militar Național. Doamnelor și domnilor, prin vocația culturală, științifică și spirituală a ofițerilor care l-au întemeiat, prin activitățile și realizările care au atins, nu de puține ori, un nivel academic, Cercul Militar Național se prezintă ca un adevărat forum al culturii militare, dobândind faimă națională și internațională, un autentic blazon de prestigiu. Datoria generației actuale este aceea de a îmbogăți patrimoniul cultural al instituției. Faptele și actele noastre de astăzi trebuie gândite și împlinite în așa fel încât urmașii noștri să se mândrească la rândul lor cu ele. Una dintre inițiativele cele mai strălucite, fundamentale ale Cercului Militar Național a fost aceea a ridicării din contribuțiile ofițerilor a Palatului Cercului Militar Național, care avea să funcționeze de-a lungul timpului ca un mediu de afirmare a creativității militarilor și a rolului lor important în viața armatei și a întregii societăți românești. În ziua de duminică, 4 februarie 1923, a avut loc ceremonia oficială de inaugurare a Palatului Cercului Militar. Peste doar câteva zile, sâmbătă, 4 februarie 2023, se vor împlini 100 de ani de la inaugurarea grandiosului edificiu. Cercul Militar Național nu este doar o emblemă a armatei, ci și un punct de referință a Bucureștiului și al țării. Există argumente întemeiate, multe și semnificative, ca acesta să reprezinte un motiv de mândrie al tuturor românilor de bună credință. Doamnelor și domnilor, la un veac de la inaugurarea Palatului Cercului Militar Național, generația de astăzi prezintă un omagiu de suflet înaintașilor. Muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, grupul artistic Andantino al Cercului Militar Național și ansamblul artistic Doina al Armatei au pregătit pentru dumneavoastră un moment muzical coreografic înălțător, plin de emoție. Doamnelor și domnilor, nimic fără Dumnezeu. Și o să vă spun o pildă a Sfântului Teofan Zăvorâdu. Orice lucrare începe și se încheie prin aducere de mulțumire lui Dumnezeu. Deschidem și noi concertul de astăzi cu Doamne ajută și cu interpreta Letiția Boroi Vișoiu, solistă a ansamblului artistic Doina al Armatei, ce o să vă interpreteze priceasna Iartă-mă Dumnezeul meu, acompaniată la pian de Adrian Mihalache. Doamnelor și domnilor, vizionare plăcută! Iartă-mă, iartă-mă,
tot ce-a fost murdar. Doamne, iartă-mă, Tu iar, iartă-mă, iartă-mă. Unică în viața culturală a armatei și a țării, orchestra reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, aflată sub conducerea muzicală a Inspectoratului General al Muzicelor Militare, colonel Aurel Gheorghiță, reprezintă astăzi, prin activitatea și permanența spirituală de autentică vocație patriotică, cea mai titrată formație de suflători din România. Complexitatea repertoriului abordat, disciplina de ansamblu, virtuozitatea și nu în ultimul rând nivelul interpretativ ridicat sunt doar câteva argumente care au impus cu succes această orchestră simfonică de suflători în viața concertistică națională și internațională. Reprodusă de un număr foarte mare de cântăreți sub titlul Ave Maria, însoțită de diferite texte care de obicei diferă de textul original al poemului, cel mai adesea textul fiind chiar rugăciunea Ave Maria. Să ascultăm această pagină de o rară frumusețe și sensibilitate în interpretarea solistei corului Ministerului Apărării Naționale, soprana Elena Dincă Velica, alături de orchestra reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, condusă de colonel Marius Șerbănescu.
Mare viitor.
aibă vinul cu pe spume ce bocalul, dar nu fiți mândri, astele nu trezi, căci rămâne spectate și moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fită-i trăiască numai în frăție, la nopții stele ca zile zori. Fită-i trăiască numai în frăție, la nopții stele ca zile zori. Fiarbă vinul cu pe spume ce bocalul, dacă fiți mândri, astele nu trăiesc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glori, țara mea de nor, brațele nervoase, arma de tărie, la tributul mare, mare viitor. Brațele nervoase, arma de tărie, la tributul mare, mare viitor. Viață, vecie, glorie, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, viste, vitejie, vală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Fiarbă vinul cupe, spume ce bucalul, dacă fiți mândri, astele nu trăiesc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc, dulce Românie, asta ți-o doresc. Muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Le mulțumim din toată inima pentru minunatul program prezentat astăzi în cadrul acestui spectacol Armonii de Suflet. Domnul colonel Marius Șerbănescu, felicitări din toată inima! Artiștii merită aplaudați pentru că este hrană pentru sufletul dumnealor. Mulțumim! Sănătate multă, domnilor!
Doamnelor și domnilor, ansamblul artistic Doina al Armatei sub bagheta maestrului Stelian Ungureanu. Oh!
Modrin, de plai la vale, venea un voinic călare, în suflet cu supărare. Falnic și viteaz fecior, craiul dulce al munților, i-am confruntat moților. Sus, 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 la munte sus, 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 robele sus, acolo-i și i-am curus, la vita de sus. S-a dat pe calul, îi de sub brâu și-a scos cabalul, și-și plânse în doina marul. Mureș apă argintie, de-o fi să cazi în robie, să trimiți la munți solie. Sus, 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 la munte sus, 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 robele sus, acolo-i și i-am cudus, la vitra de sus. Strigă bărnuț din Sibiu, că ardealul nu-i pustin, iar flăcăis zeci mii. Strigă, Iancu, de la munte, păi nu te teme, mai accente, că și eu viu de la sus, sus, la munte sus, 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 robele sus, acolo-i și i-am curus, la vidra de sus. Sus, 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 la munte sus, 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 robele sus, acolo-i și i-am curus, la vidra de sus.
Thank you.
drumul Gorjului, dar mai lung al dorului, măi, că la Gorj se duc și vii. Dorul n-are căpătăi. Ia la nei ca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți, măi. Ia la nei ca vreo doi sloți și nu te iubi cu toți. Măriță cu o cămura, popața neguța gura, pe mine mă mustră lumea, că te pupă toată ziua. Popața neguța gura, popața neguța gura, pe mine mă mustră lumea, că te pupă toată ziua. Mulțumesc! Thank you.
Doamnelor și domnilor, ce frumos se termină repede, așa spune o vorbă din bătrân, așa este? Ei, doamnelor și domnilor, acesta a fost spectacolul Armonii de Suflet, dedicat sărbătoririi centenarului Palatului Cercului Militar Național. Mulțumim tuturor muzicienilor, cei care cu minuțiozitate s-au ocupat și au prezentat un program extraordinar de frumos în această zi sfântă de sărbătoare. Mulțumim așadar muzicii reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, mulțumim ansamblului artistic de copii Andantino și de asemenea mulțumim ansamblului artistic Doina al Armatei. Mulțumim domnului colonel Cristian Dorca. Mulțumim și vă rog din toată inima aplauze pentru domnul inspector Aurel Gheorghiță, care m-a ajutat foarte mult în prezentare. Mulțumim de asemenea, merită. Mulțumim domnului colonel Marius Cerbănescu că a dirijat atât de frumos și a ales piese potrivite și speciale. Mulțumim de asemenea domnului dirijor Stelian Ungureanu. Mulțumim tuturor artiștilor care au fost prezenți astăzi în acest concert intitulat atât de sugestiv Armonii de Suflet. Noi vă mulțumim pentru aplauze, vă mulțumim pentru aprecieri. Bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși și îi mulțumim, nu în ultimul rând, bunului Dumnezeu că a prilejuit să avem astăzi o întâlnire atât de frumoasă și de suflet. Doamne ajută, sănătate și numai bucurii să ne revedem cu bine și cu alte ocazii!